Orvinul a fost prima echipă de fotbal de Liga 3 din județul Hunedoara care și-a reluat pregătirile, existând șanse destul de mici însă ca formația de pe Cearla să evolueze sezonul viitor în eșalonul secund. Săptămâna viitoare, alte trei echipe hunedorenești vor relua antrenamentele, Jiul Petroșan pe 11 iulie, CSM Deva pe 12 și nou promovat Retezatul Hațec pe 14. În ceea ce îi privește pe Deveni, care sezonul trecut au avut o evoluție peste așteptări, ajungând în barajul de promovare pentru Liga a doua, aceștia vor continua tot cu Ștefan Nanu ca antrenor principal. Fostul internațional a păstrat nucleul de bază din sezonul trecut și așteaptă mai multe transferuri, unele dintre acestea fiind deja perfectate. Totodată, Fane Nanu a anunțat și un plan de promovare în eșalonul secund, lucru pe care antrenorul Devei și-l dorește împlinit până în vara lui 2024. Eu continui în continuare la Deva pentru că m-au atașat de acești oameni minunați, oameni care ne-au dat stabilitate și îmi doresc ca și anul viitor să avem același parcurs care am avut anul ăsta. În momentul când se vor trasa obiective promovarea în Liga 2, atunci trebuie gândit foarte bine strategia și mers pe anumit jucători. Dar am oprit, din acest an am oprit 12 jucători titulari. O să mai vină în vară cel puțin 6-7 jucători de calitate pentru că îmi pregătesc echipa pentru sezonul 2023-2024 de a încerca să promovăm. Pe 18 iulie este programată și reunirea celor de la Aurul Brad, care au șanse foarte mari de a continua în Liga 3-a, dar așteaptă decizia oficială a Federației în acest sens, care va fi luată vinerea viitoare.